Asta nu știe, nu spune nimeni. Și văd că au reacționat toți. Păi acum, dacă au reacționat toți, de la Ciolacu până la Madame Lasconi, îi rog și sunt atât de supărați că s-au încălcat Constituția, drepturile fundamentale, CEDO și așa mai... Le solicit ca în acest moment să-și retragă toți candidaturile la președinția României în semn de solidaritate cu Constituția României și cu instituțiile de drept din România. Dacă într-adevăr asta considerați, că este grav ceea ce s-a întâmplat și că se încalcă statul de drept, niciunul dintre noi nu poate fi reprezentantul unei dictaturi și nu ne putem înscrie într-o competiție pentru un stat dictatorial în care drepturile și libertățile fundamentale sunt grav încălcate de Constituție, de Curtea Constituțională. Știm că v-ați depus din nou candidatura aseară. În seara aceasta se va întâlni comisia la BEC. Ce așteptări aveți? Nu că se va întâmpla? N-am nicio așteptare. Au vrut să ne jucăm juridic, ne vom juca juridic. Și nu ne vom juca numai aici pe plan intern, ne vom juca și pe plan extern. Eu mâine sunt în Parlamentul din Strasburg, că ne reunim la Strasburg și întâmplător, că așa e Dumnezeu mare, vedeți că a venit soarele noi. Da? Întâmplător, am un discurs de ținut mâine seară despre ce vreau eu în Parlamentul European. Dumnezeu e mare! Și tot ceea ce se întâmplă în România se va afla la nivel internațional. Dacă cineva își închipuie, deci nu am crezut că IQ-ul lor e atât de mic. Să te apuci să victimizezi și să martirizezi o femeie, un om care a apărat non-stop drepturile și libertățile cetățenești, care a învins inclusiv sistemul la Înalta Curte de Casație Justiție, anulând sancțiunea Senatului României, trebuie să fii prost și atât de disperat încât să nu mai știi ce să faci. 51%. Eu, nu, că aveam 67, stați liniștit, acum cred că am ajuns la 80. Bun, deci vreau să vă spun un lucru. Spune cineva că vor să interzică SOS România să candideze și așa mai departe. Nu. Sunt lucruri spuse ca să sperie oamenii să nu mai candideze. Nicio problemă. Punem tineri și candidează tinerii. Nu trebuie persoane cunoscute, dar cunoscuții nu vor să candideze.